Gestul de a oferi o floare este un mod simplu să îmbunătățești starea de spirit a persoanelor dragi, spun florarii. Tocmai din acest motiv, în piețe, prețurile nu s-au mărit odată cu scumpirile din ultima perioadă. Unde însă au intervenit modificări este în cazul producătorilor de plante în ghiveci, deoarece sunt costuri mari pentru a crește plantele în solarii. S-au scumpit de scumpit, dar nu foarte mult. Noi avem totuși pierderi la flori. Trebuie să lăsăm la preț ca să le putem vinde. Deci, în primul rând că au crescut prețurile la furnizorii noștri, nu știu, s-au mărit toate prețurile la electrică, la... Toate sunt scumpe și vânzările sunt mult mai mici. Sunt și producători care nu au schimbat prețul tocmai pentru a menține vânzările. Din păcate n-au crescut prețurile la flori. Avem veniturile foarte mici, să știți. Din cauza asta, dar încercăm să supraviețuim. E foarte greu să supraviețuim, dar interesul pentru floare mi se pare că e din ce în ce mai mare. Adică omul găsește plăcere în ceva. Cei care au crescut prețurile nu sunt direct producători, deci cumpără și vinde. Și atunci acolo au crescut prețurile. Care suntem direct producători, nemezire prețului ca să putem să vindem. Un ghiveci cu flori se vinde cu prețuri care pornesc de la 2 lei și pot ajunge chiar și la 50 de lei.